Laurențiu de la casa iubirii a răbufnit, la scurt timp după despărțirea de Lorena. Fostul concurent nu mai vede cale de împăcare. A spus abia acum lucrurilor pe nume, și nu mai este nimic. S-a pus punct. Laurențiu de la casa iubirii a luat foc după ce a primit o mulțime de întrebări legate de Lorena, fosta sa iubită. Lorena și Laurențiu au format unul dintre cele mai susținute cupluri de la casa iubirii. După un an de relații însă, cei doi au anunțat despărțirea. Au trecut câteva săptămâni de când au povestit că s-au separat, însă fanii lor au trăit în continuare cu speranța că se vor împăca. În cele din urmă, după toate mesajele pe care le-a primit cu privire la fosta iubită, Laurențiu a pus piciorul în prag. Sătul să tot fie întrebat despre Lorena, fostul concurent de la Casa Iubirii a izbucnit. A șters fotografiile cu ea de pe pagina lui de Instagram și a spus clar și răspicat că nu mai există nicio șansă de împăcare între ei. Mai mult, Laurenții le-a transmis un mesaj tăios celor care încă îl întreabă de fosta iubită. Unii mi se pare că vă legati de orice cuvânt. Sau poate și prin felul ăsta al meu vă lasă ușă deschisă și înțelegeți că mai este ceva. Nu mai este nimic. S-a pus punct acolo. De-aia le-am și șters, că nu au de ce să mai stea pozele alea. Nu mai scrieți. De ce ai șters? În memoria nu știu ce. Pentru momentele frumoase. Vă las mesajul ăsta pentru că nu mai puteam și acum mă enervez. Nu mai pot să mă țin de ale mele. Mulți vorbesc foarte prost și eu vă salut și încerc să fiu de treabă în continuare, cu toate că vorbiți pe la spate porcării. Vă las în pace pentru că am înțeles, de cât timp suntem persoane publice, că așa e firea omului. Mai pune o întrebare în plus. E mai curios. Mulți chiar întreceți măsura, a spus Laurențiu pe TikTok. Laurențiu și Lorena și-au spus ei adio. În urmă cu două săptămâni, Laurențiu și Lorena și-au șocat fanii. Au apărut împreună într-un live pe TikTok, dar au anunțat că nu mai formează un cuplu. Cel care a vorbit despre despărțire a fost Laurențiu, în timp ce fosta sa iubită a izbucnit în lacrimi lângă el. Ascultându-le, ne-am despărțit, ne-am separat. Poate că nu reușim acum să avem cea mai bună mimică. Nu este vrăjeală. Decizia a fost luată deja de ceva timp. La un moment dat nu ne mai înțelegeam. Ne certam din orice, din chestii mărunte, se ajungea la certuri destul de mari. Neînțelegeri, tot felul de reproșuri. Și am zis că nu are rost să continuăm așa. Eram și mai